Astăzi, în ziua de Paști, 24 aprilie 2011, îs cu prietenii mei Mircea Cantor din Târgu Mureș. Da. Mare iubitor de arte. Mureș. Și cu Pop Gheorghe, fiul celebrului sculptor Pop Petru Aniță din Breb. La Bozai Ileana, cum zicem noi, Ileana lui Bozai, o artistă amatoare. Și vrem ca să facem din casa ei un mix studio pentru câteva minute. Ce părere ai, Ilan? Cu mare plăcere. Dacă vă sunt de folos. Știi, i-am povestit la prietenul meu care nu te cunoaște până acum. N-am știut deoarece tu n-ai avut lansări de CD-uri și de alte. Ai cântat pe la nunți și după ce am povestit despre tine, a vrut să te audă, să te vadă, să vorbească cu tine. Eu, dacă are plăcerea, poți să spună întrebări. Sigur. Îmi spuneți cum ați început să cântați. Cum v-a venit această pasiune pentru Horid? Eu cred că cu pasiunea asta pentru Horid m-am născut. Cred că asta poate am moștenit-o și de la mama. Și cred că de când eram, am învățat să vorbesc, am învățat și să cânt. Mai țineți minte care a fost prima horitură sau? Nu cred că mai țin minte ce am învățat prima dată. Nu, asta nu pot să vă spun. Dar fiind la școală, la școala din sat, la orele de muzică, chiar dacă luam 4 la matematică sau la română, nu era problemă, dar dacă luam 9 la muzică, eram foarte, foarte supărată. Chiar dacă nu eram pregătită la ora de muzică, trebuia să primesc 10. Și profesorii, în special directorul de la noi din sat, m-au trimis la Școala Populară de Artă, la Sighetul Marmației. Și în clasele, asta era în clasele primare, până în clasa 4-a. Atunci nu erau condiții, nu erau mijloace de transport cum sunt acum. Am bătut-o pe mama la cap atâta vreme până m-a dus într-o zi în Sighet la Școala Populară de Artă. Și am mers acolo și m-a pus să cânt. Era o doamnă profesoară. I-a plăcut vocea. Și bine, au zis că să mă duc să trebuia să merg săptămânal 2 zile. Și să-mi aleg un instrument la care să cânt. Și atunci eu am fost foarte bucuroasă, din la cât judecam eu atunci, dar părinții nu au vrut să mă lase totuși, că au zis că dacă plec eu de acasă, de mult, așa o știut lumea, să stai, dacă ai avut pământ, dacă ai avut de lucru, părinți trebuia prunce să stea aici și să facă ce-au făcut ei. Da. Nu știu că pot să se descurce și altfel. Și altfel, no. Și zice mama în special, tu te duce în țară și noi om rămâne singuri și poate ieși ce n-a trebuit să ieși. Dar era singură la părinți. Nu, am mai avut un frate. Și uite așa am rămas aici. Și aici, unde vă place să horiți cel mai mult? Sau pentru cine? Sau unde vi cel mai drag? Depinde de starea de spirit pe care o am. Eu cânt și mulgând vaca și la sapă și la fân și dacă îmi vine în minte un text și sap în grădină, vin imediat și îl scriu. În special la nunți, mai ales acum e un obicei la noi. Da. Un ritual de nuntă, îi spunem vălitul miresei. Aha. Dimineață la, cum se spune, la ospăț, să facem vălitul miresei și acolo să cântă o melodie. Și eu am început să cânt
Și apoi... Și acum vă invită, da, regulat, tot mă invită, nu? La dar asta când? Când se termină nunta la cămin? Înainte de a se termina nunta la cămin, da. Da, da, da. Da. Și acolo ce fel de cântece se cântă? Sau, adică care, ce, e pentru mireasă? Pentru mireasă, în special pentru mireasă. Acum, un dacă... fel de urare pentru viața care urmează, da, să o aibă? Da. Sau... Deci, e un fel de, să zicem, dacă mireasa pleacă de 9 ore, pleacă din casa ei, să fac urări de rămas bun, să și-a rămas bun de la... părinți, de la... Și să, cum s-ar presupune viitorul ei în casa care urmează să se ducă. Da, cum e socra, cum e bărbatul, da, da, da. Cum să laudă mai ales. Da, da, da. Mă, fain. Ne-ați cântat una de asta? Ne-ați folit una? Da. Da? Am să încerc, nu știu în ce cum vi mai vine, de jos sau în picioare? Cred că în picioare, oricum, nu? Oricum. Na, bun, hai atunci să auzim una de asta de la nuntă, de cum? Mai eran în colțul mes, mai eran în colțul mes, să horim, horiam nires. Să horim, hoream niresă, să horim că-i supărată, să horim că-i supărată, că să află măritată, că să află măritată. Să horim că-i bănuită, să horim că-i bănuită, să află căsătorită, să află căsătorită. Niresu că draga me, niresu că draga me, mâneta îi mulțămne, da mâneta îi mulțămne. Că bine te-o legănat, că bine te-o legănat, tânără te-o măritat, da, tânără te-o măritat. Ia te-o legănat la soare, ia te-o legănat la soare, te-o crescut ca pe o floare, te-o crescut ca pe o floare. Care mamă de-ar pute, care mamă de-ar pute, n-ar vrea la prunci binele, n-ar vrea la prunci binele. Uai, extraordinar! Excepțional! Scuzați emoțiile! Da, știu, aveți o voce extraordinară! Da! Eu... Ce zici, Vania? Nu, e foarte... Asta direct la București, foarte la talentată! Foarte talentată! De cum ți-am zis, nu are studii ca alții, dar... Da, nu studiile, contează tot ce... Știu, dar cum zic unii... Că trebuie să facă studii ca să ajungă la performanțe. Da, eu nu cred în studii. În fine, ce ne mai puteți da din repertoriul dumneavoastră? Ceva care credeți că e foarte aproape de viața de aici? Sau de... Anul trecut, asta vreau să vă povestesc, Vasile știe, a fost un băiat din Anglia care au vrut să facă, care vrea să facă un film despre satul nostru, despre Brev. Și trebuia să-i compun un text pe o melodie despre satul nostru. Mai ales că părinții lui, anul trecut sau acum 2 ani, Vasile, când a fost asta, și-a făcut o casă, o căsuță de vacanță aici. Da, da, și da. S-a stabilit... Pe sezonul de vară... De Vasile e vorba și da, de Jason, da? Da, 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 da. Și am făcut un cântec pentru
pentru Breb. Pentru satul nostru. Ai, da. Super. Și cum n-am plecat eu din deci sat. Dumneavoastră l-ați compus pe baza ceea ce știți aici. Din ceea ce m-am gândit că ar fi bine. Reprezentativ. Da. De lung cântecul vreau să zic, mai avem 2 minute, știi? Pun pe alt card. N-am întrerupt. Să schimbe acum cardul? Că nu, de nu... Nu e prea câteva 3 sau 4 versuri. Zenile care avem. Atunci să mă grăbesc. Nu. Noi vrem să fie natural, așa. Da, da. Am povestit, ai tu cânti, zi. Satule grădină dragă, satule grădină dragă, de tine multe mă leagă, de tine multe mă leagă. Brebule grădină dulce, brebule grădină dulce, eu din tine nu m-aș duce, eu din tine nu m-aș duce. Cât în lume ai îmbla, cât în lume ai îmbla, loc mai mândru n-ai afla, loc mai mândru n-ai afla. Aici ai câmpul cu iarbă, aici ai câmpul cu iarbă, și oamenii-s de treabă, și oamenii-s de treabă. Aici ai câmpul cu flori, aici ai câmpul cu flori, fete mândre și feciori, fete mândre și feciori. Aici am văzut lumea, aici am văzut lumea, și mi-am găsit dragostea, noi pleca cât-i lumea. Te felicit! Super, super, super!